ziua ta te o aștept, mă. Of, mă-ntorc din lumea mare. Of, la tate-i sărbătoare. Lăuta. Bună ziua! Și bine v-am găsit! Noi suntem compania Surprize Flori și am venit să vă bucurăm această zi minunată pe domnul Constantin, așa? Căci astăzi împliniți o vârstă frumoasă, da? Cineva drag v-a pregătit o surpriză, așa? Și în primul rând, pentru dumneavoastră, vreau să vă mân o tortă pentru masa de sărbătoare. Poftiți, vă rog frumos, ca să vă îndulcească sufletul. Pentru scumpa dumneavoastră soție, avem acest buchet de flori ginga și frumos, așa, ca să vă bucure sufletul, așa, și desigur ca să vă mențineți tot în formă, că știu că v-am întrerupt din lucru, da, așa, am pregătit și niște fructe, căci aveți nevoie de vitamine, să vă mențineți în puteri, așa, și desigur, pentru masă de sărbătoare mai avem și câte o șampane, ca să serviți împreună cu familia, cu prietenii, cu cei dragi, în cinstea sănătății, așa, dați-o să vă ajut, în cinstea sănătății domnului Constantin. Domnul Constantin, dar vreau să vă întreb dacă vă dați seama de unde vine această surpriză? Nu știu. La Chișinău, de altă parte, de unde? Dar cine este la Chișinău? Ei, oameni. Desigur. Cine credeți? Pănietina, nu știu. Cine aveți în depărtare dumneavoastră? Departe? Ion. Așa. Ion? Cine este Ion? Este feciorul dumneavoastră care este departe. Exact, surpriza vine din partea lui Ion, din partea feciorului, care îți cere mii de scuze, domnule Constantin, că n-a putut să vă mâne el personal aceste surprize frumoase. Dar pentru asta existăm noi, ca să nu simțiți lipsa. Și cu siguranță și-ar dori și el foarte mult să vină să vă îmbrăcișeze, să vă cuprindă, să vă sărute, să vă spună cât de mult este dor de casa părintească, de părinții însuși. Și vreau să vă citesc și câteva cuvinte din partea lui Ion. Scump tată, ești un exemplu pentru mine, un sprijin pentru mama, un bun sfătuitor pentru prieteni. Datorită ție, mama este cea mai fericită, iar pentru mine asta e cel mai important. În această zi vreau din toată inima să-ți urez răbdare, succes, desigur multă fericire și sănătate. Tu ești bun, înțelegător, ne dai dragoste și susținere. Felicitări cu ocazia zilei de naștere, dragă tăticule, să ai parte de momente plăcute și minunate. La mulți ani, cu drag, feciorul Ion. Dacă veți dumneavoastră îi transmiteți un mic mesaj, un semn de mulțumire. Îi dorim sănătate și să-l dăm acasă sănătos. Să vină la familie. Așa credem că și mutați împreună să ne mai întâlnim încă o dată, tot într-o așa atmosferă, bucuroși. Și numai cu voi e bună. Așa. După cât înțeleg, este și nora aici, da? Da. Da? Cred că merită și un sărut din partea lui Ion și din partea copiilor, așa. Pe pământ, pentru fecior, mai greu ca alta te dormă. Grijă și dor cu toți purtăm, de lângă el când plecăm. Oh, tată, inimă curată. Oh, iartă de-am greșit vreodată. Tate, vreau și eu să cânt de omenie și despre cuvânt, de prietenii ce nu mai sunt. Tăicuță, de ziua ta vreau
să-ți ride inima, vreau să te găsesc în prag, cu brațele întinse larg. Iar eu prin roa ochilor, să-ți spun tată încet ieșor, sărut mâna